Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Capricornii pot avea o lună foarte reușită. Vei fi plină de energie și vitalitate și vei fi încrezătoare în tot ceea ce faci. Se pare că vei avea succes în timp ce nu vor exista obstacole serioase în calea ta. Încearcă să-ți păstrezi mintea limpede dacă te confrunți cu o situație conflictuală. Natura te explozivă îți va adăuga o mulțime de probleme. În general, iunie pentru Capricorn este o perioadă destul de nefavorabilă, asociată cu o slăbire a potențialului energetic. Acum, o lipsă acută de vitalitate poate afecta negativ spiritul de afaceri, spiritul antreprenorial al Capricornilor, precum și relațiile cu ceilalți. Și în acest sens, prima decada a lunii poate fi plină cu anumite restricții, în special ale planului material, complicațiile din viața personală nu sunt excluse, atunci când unele evenimente care au loc în mediul imediat al capricornilor vor avea o anumită semnificație karmică, în funcție de astrograma ta natală. Între timp, mijlocul lunii iunie poate fi mai reușit și mai fructuos. În acest moment, mulți capricorni vor putea pune totul la locul potrivit. Cu toate acestea, Reprezentanții tipicei semnului se vor găsi pe un val ridicat de pozitivitate și încredere abia în ultimele zile ale lunii iunie. Într-un fel sau altul, te așteaptă multă muncă în prima lună de vară. Probabil, activitatea la munca a capricornilor va fi în cea mai mare parte de natură organizatorică sau economică. Cu toate acestea, în iunie, viața personală a capricornilor ar putea trece și în prim plan. Dragoste în iunie, capricornii vor trebui să aleagă între familie și carieră. Vei fi foarte preocupate de momentele de lucru, așa că ai tendința de a uita unele evenimente grave legate de gospodăria ta. Conflictele pe acest motiv nu sunt excluse. Va trebui să te așezi la masă negocierilor și să-i explici celelalte jumătăți că acum este important pentru tine să dedici timp muncii. În a doua jumătate a lunii iunie totul se va schimba. Momentele de lucru nu te vor împiedica să construiești relații armonioase. Vei putea chiar să te odihnești bine cu a doua jumătate. Capricornii care doreau de mult să și i-a rămas bun de la singurătate pot conta pe o cunoștință interesantă cu continuare în serialele următoare. Astrele te sfătuiesc să renunți la modestie și să uiți de complexe, pășind cu îndrăzneală în viitor. Noile relații nu trebuie grăbite. Verifică-le pentru a nu călca pe grebla experienței trecute și, desigur, nu pune presiune pe partenerul tău cu autoritatea ta, sănătatea. În primele zile ale lunii iunie, capricornii se vor simți bine, deja mai aproape de a doua decadă poți simți o slăbire a sistemului imunitar, nu lua în glumă îngrijirea sănătății și nu lăsa totul să-și urmeze cursul, chiar și o ușoară deteriorare a bunăstării trebuie controlată. Foteste preventive, vizitează un medic. Ar fi util să faci o cură de vitamine. Acordă o atenție deosebită nutriției, exclude din alimentație alimentele grase și prăjite și, de asemenea, reduc considerabil cantitatea de zahăr consumată. Trebuie să-ți amintești că mișcarea este viața. În iunie, trebuie să fii cât mai mult în aer liber, să joci jocuri în aer liber cu copiii sau mascota ta. Ai multă energie, dar o distribui incorrect. Gândește-te să te adaptezi la modalități prin care poți obține forma fizică necesară. Poate că este timpul să te alături prietenilor la sală pentru a lucra cu un antrenor dacă vrei să îmbunătățești forma corpului. Orice procedură cosmetică îți va aduce beneficii. Banii. La începutul lunii, Capricornii vor dori să-și arate spiritul de lider în rândul colegilor. Aceste lucruri te va ajuta să urci pe scara carierei. Vei fi foarte aventuroasă și carismatică. Intenția te va ajuta să urmărești un rezultat bun. Amintește-ți că munca în echipă este importantă, nu doar clasificarea personală. Nu contă pe mare succes în prima jumătate a lunii. Deciziile rezonabile vor veni abia în a doua și a treia decada a lunii iunie. În ultimele zile ale lunii, trebuie să monitorizez tranzacțiile din cheltuieli. Riscul de furt, pierdere financiară și fraude va crește. Dacă în acest moment plănuiești să închei o afacere sau să cumperi un imobil, atunci este bine să amâni această problemă pentru câteva săptămâni după. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept?